Bună ziua și bine ne-am regăsit în 2021, dacă pot să spun așa. Este prima întâlnire cu mass media. Ultima am avut-o pe 19 decembrie 2020, după alegerile parlamentare, și am promis că la debutul sesiunii parlamentare, în preajma aprobării bugetului pe 2021, vom veni cu pozițiile noastre oficiale. După cum știți, săptămâna aceasta s-a discutat și s-a aprobat în Parlament legea bugetului de stat pe anul în curs, 2021, și evident, ca o organizație politică cea mai performantă și cea mai serioasă din județul Bacău, este firesc să vă prezentăm și punctul nostru de vedere, mai apăsat, ca un partid politic, ca o organizație politică, ce ne-am asumat rolul pentru următoarea perioadă de timp de partid politic monitor, care va monitoriza acțiunile actualei puteri, actualei guvernări, și de la nivel local și de la nivel central. Sigur, suntem în formulă completă. Toți cei 6 parlamentari de Bacău, care constituie cel mai numeros și, îndrăznesc să spun, și cel mai valoros grup de parlamentari din la nivelul întregii Moldove. Un grup serios care a depus ca amendamente la legea bugetului de stat doar 6 amendamente, cu 2 ținte clare, una zona de sănătate, investiții în infrastructura de sănătate, și vor detalia colegii mei aici, și un amendament pe zona infrastructurii de protecție a mediului în zona Comănești, și va detalia aici colegul deputat Claudiu Ilișanu. Sincer, dintr-un total de aproape 4.000 de amendamente depuse la nivelul bugetului, am avut oarece speranțe că, și având în vedere faptul că ele aveau ca prioritate infrastructura de sănătate, am crezut că măcar parlamentarii PNL, USR plus de Bacău vor vota aceste amendamente. Ne-am înșelat amarnic. Sigur, trebuie să surprindem faptul că, de exemplu, în perioada 2017-2020, parlamentarii PSD Bacău n-au votat niciodată împotriva unui amendament pentru județul Bacău. Noi eram atunci partid de guvernământ și evident susțineam bugetul propus de guvern, dar toate amendamentele care au fost depuse de parlamentari de la PNL sau USR nu am votat împotriva lor. Cei de la PNL și USR, în anul de grație 2021, și domnul Fenechiu, și doamna de la Comănești, și domnul Fecheț, și doamna Hărătău, și domnul Ichim, și domnul Lazăr, și domnul Cernic, toți au votat împotriva acestor amendamente, repet, care au vizat în primul rând sănătatea județului Bacău. Au fost amendamente depuse, repet, cu maximă responsabilitate, și nu pot să nu vă amintesc cam ce făceau cei de la USR când erau în speță singurul deputat pe care l-avea USR-ul la momentul respectiv, ce făcea, de exemplu, în 2018, când USR-ul depunea peste 3500 de amendamente și ei dădeau copy-paste cu corp de literă redus la alte amendamente din mandate precedente. Cu asta se ocupau cei de la USR în 2018. Copy-paste-uri din anii precedenți și cu corp de literă cât mai mic, ca să fie cât mai greu de citit, tot într-o bătaie de joc față de un buget al anului 2018, care atunci a adus vești bune pentru județul Bacău și vești semnificative, în speță centura Bacăului și alte proiecte importante. Aeroportul internațional. Bun, am văzut un festival de declarații care mai de care mai entuziaste, hazli și caragioase, un entuziasm puieril și din partea celor de la PNL, care au dat o declarație memorabilă, că județul Bacău i-au fost alocate niște sume care n-au mai fost alocate. N-am să pot să înțeleg această frază memorabilă, iar cei de la USR Plus s-au împăunat ca o mare victorie, cu niște vești senzaționale pentru Moldova și județul Bacău,
făcând trimitere la o anexă în premieră, anexa 703 în premieră la un buget de stat, unde municipiului Bacău i-au fost date niște sume de bani pentru două străzi lăturalnice din municipiul Bacău și o sumă de bani pentru reparația unei turbine la CET Bacău. Noi ne-am fi așteptat totuși să vedem niște alocări semnificative și pentru niște investiții semnificative în județul Bacău, cum ar fi mult discutatul stadion, cum ar fi trenul urban, că toți suntem, poate află și cei de la USR, că 2021 e anul, în Uniunea Europeană, e anul căii ferate. Și ne-am fi dorit să vedem, de exemplu, acel promis și mult vehiculat tren urban. Poate îl vom vedea în bugetul municipiului Bacău. Cert este că contradictorii declarației celor de la USR Plus au spus că centura Bacăului și a 7 și a 13 au primit nu știu ce alocări. Sunt niște lucruri firești să prinzi în buget sume pentru contracte încheiate în 2019 sau în 2020. Vă reamintesc că și a 7 și a 13 au fost licitate în perioada, studiile pentru aceste autostrăzi au fost licitate în perioada Guvernării Social-Democrate, iar contractele au fost semnate în 2019 și 2020 și era firesc să se aloce sume și pentru 2021. Dar noi le atragem de pe acum atenția și prin intermediul mass media le comunicăm că vom fi foarte atenți în ianuarie 2022 când firma, dacă vorbim de a 13 Bacău, Unești-Brașov, firma de consultanță trebuie să predea studiul de fezabilitate și în noiembrie 2022 studiul de fezabilitate și proiectul tehnic cu toate avizele luate. Acestea sunt momentele importante din viața acestei autostrăzi a 13 Bacău, Unești-Brașov, despre care unii vorbesc și vorbesc mult și prost, mă refer în speță la cei de la USR Plus și chiar și cei de la PNL. Acestea sunt momentele importante, în rest e firesc să se aloce sume de bani pentru continuarea acestui contract. De altfel, ei sunt în contradicție cu ceea ce a afirmat Ministrul Transportului, că în Moldova probabil în 2024 va începe tronsonul de autostradă Ploiești-Buzău. Ar fi bine ca cei de la parlamentarii USR Plus să-l informeze pe Ministrul Transportului că Moldova se oprește totuși la Milcov, undeva în zona Vrancei și nici de cum la Buzău sau la Ploiești. De altfel, eu cred că dincolo de ultimul tronson din centura Bacăului, cel care leagă drumul european spre Roman cu drumul național spre Piatra Neamț, în următorii 2-3 ani în zona Moldovei, în județul Bacău și în zona Moldovei nu se vor realiza lucrări de infrastructură semnificative. Tocmai de aceea noi am și făcut demersuri și o să vă explice aici și colega Ana Cătăuță și ce vom face împreună săptămâna viitoare. Am făcut demersuri astfel încât a 13 să fie prins pe Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru că este un proiect matur. Repet, el în noiembrie 2022 ar trebui să aibă documentația tehnică predată la minister și ar putea fi implementat în următorii 2-3 ani pe o procedură de achiziție cât mai rapidă. În contradicție cu străzile lăturanice din municipiul Bacău, ar trebui să dăm exemplu ce a primit pe anexa 703, de exemplu, județul Brașov, alocare pentru aeroportul internațional Brașov. Asta mai poți înțelege, deci e un proiect de investiții semnificativ. Dar ca să te împăunezi că două străzi din municipiul Bacău au primit bani de la Guvernul României, mi se pare un act de un entuziasm puieril care de fapt este menit să acopere faptul că județul Bacău în această guvernare, ca de altfel întreaga Moldovă, nu beneficiază de alocări semnificative, la fel cum nu beneficiază nici de vreun, s-au păruit până nu au mai putut, s-au ciomăgit pe sub masă pentru funcția de prefect, au acum prefect care văd că începe în fanfar mandatul, dar n-au reușit să ducă oameni în Guvernul României, nici la nivel de secretar de stat sau subsecretar de stat în ministerii importante, nici USR Plus, nici PNL Bacău. PNL Bacău înțeleg că a nominalizat pe cineva din București. Deci nimeni din cele trei partide, cele trei partide, resursa umană a celor trei partide n-a fost capabilă să livreze un personaj, un om care să conteze în decizii la nivelul acestui guvern. Am să
Am să dau cuvântul colegilor mei, nu înainte de a vă da o probă evidentă de ipocrizie marca USR Plus și actuale administrații locale pe care invităm totuși să se apuce de guvernat și la nivel local și la nivel național și să nu mai arunce vina pe PSD. PSD-ul are doar 2 consilieri în Consiliul Local Bacău și are proiecte de continuat la nivelul Consiliului Județean Bacău și sigur, repet, nu va conteni să monitorizeze ceea ce vor face PNL, USR și Plus la nivelul județului. Astăzi comemorăm 44 de ani, dacă am calculat eu bine, de la marele cutremur din România. Și haideți să vedeți ce a făcut primăria Bacău, nu mai departe de, sau primarul municipiului Bacău, actualul primar al municipiului Bacău, nu mai departe de ultimele 6 luni de zile. Pe 17 noiembrie 2020, actualul primar, președintele USR, fostul deputat Lucian Daniel Stanciu Viziteu, trimite o hârtie către Ministerul Dezvoltării, prin care renunță la banii alocați pentru consolidările de blocuri în municipiul Bacău, în condițiile în care deputatul Viziteu, în iunie 2020, avea o declarație politică în Parlamentul României, din care vă citesc. După 27 septembrie, în calitate de primar al municipiului, anticipând fericit dânsul că va fi primar al municipiului, prioritatea mea zero va fi demararea acestor lucrări, astfel încât dumneavoastră și familiile dumneavoastră să puteți fi în siguranță în locuințele pentru care ați trudit o viață întreagă. În maxim 2 ani de zile, acestea vor fi gata. Până la terminarea lucrărilor, impozitul pe locuința dumneavoastră va fi scăzut cu 75%, începând cu ianuarie 2021. Noi am asistat la cu totul și cu totul altceva, și anume o inițiativă în decembrie de creștere a taxelor și impozitelor municipiului Bacău, nici de cum o reducere a lor. Așa este cinstit față de dumneavoastră. Asta este declarația politică a deputatului Viziteu. Am să vă dau un copie din mână în mână. Declarația politică a deputatului Viziteu în vara anului 2020, iar pe 17 noiembrie 2020, în calitate de primar al municipiului Bacău, nu, pentru că așa este cinstit, cum spune dânsul, face adresă de renunțare la niște sume de bani care fusese alocate municipiului Bacău în guvernarea PSD, face adresă de renunțare pentru consolidarea acestor blocuri. Ar fi fost interesant sau ar fi fost o investiție semnificativă în bugetul pe 2021, alocarea câtorva milioane de euro bune pentru consolidarea acestor blocuri și nu întâmplător am făcut astăzi această că nu e o dezvăluire, ci pur și simplu o developare a unui personaj politic care este și președinte de organizație, de partid, de guvernământ, este și primar al municipiului, reședință de județ și este o mostră a ipocriziei USR care ne-a informat în această săptămână ce vești bune a primit județul Bacău de la guvernul Câțu, 2 străzi lăturanice în municipiul Bacău. În rest, primarii din județul Bacău, fie că sunt PSD sau PNL, nicio alocare pentru niciun proiect mai mare sau mai mic, dar sigur aici probabil va detalia domnul președinte al Consiliului Județean. Mă opresc aici, dau microfonul și toți colegii mei vor interveni, pentru că fiecare au lucruri importante de spus despre ceea ce s-a întâmplat în Parlament în această săptămână și înainte de această săptămână și dau cuvântul doamnei senator Cristina Breahnă Pravăț. În legătură cu legea bugetului de stat, cu aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2021, experiența mea, într-adevăr, a început undeva la mijlocul săptămânii trecute, deoarece, ca membra Comisiei de Buget din Senatul României, evident că a trebuit să asist la toate dezbaterile pe legea bugetului de stat și pe bugetul asigurărilor sociale, dezbateri care au fost inițiate, cum vă spuneam, undeva joi după amiază, cu testare și așa mai departe, și au fost finalizate undeva la sfârșitul zilei de sâmbătă. Evident că, împreună cu toți parlamentarii Partidului Social Democrat, am încercat să ne concentrăm pe susținerea celor mai importante amendamente pe care le-au inițiat senatorii și deputații Partidului Social Democrat.
Am avut ocazia să dezbat și să susțin o serie din amendamentele județ care vizau județul Bacău. Am făcut public acest lucru la un moment dat în cursul săptămânii trecute, dar cred că mai interesant ar fi să vă spun că tot ca membru acestei comisii am avut ocazia să interpelez doi miniștri ai României, respectiv ministrul transporturilor și ministrul sănătății. În primul caz, în cazul ministrului transporturilor, evident, după ce acesta și-a expus viziunea cu privire la bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2021, am avut ocazia să-l interpelez cu privire la sursele de finanțare pe care dumnealui dorește să le aloce autostrăzii A13 Bacău-Brașov sau Bacău-Onești-Brașov. Evident că am insistat pe întrebarea care viza includerea acestei autostrăzi sau prioritizarea acestei autostrăzi în proiectul care, în portofoliul care vizează investițiile ce vor fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Evident că la aceste întrebări răspunsul nu a fost unul concret, au fost prezentate aspecte care vizează alte tronsoane, gen Sibiu-Făgăraș, Făgăraș-Brașov. O să facem publică la un moment dat această intervenție. În cele din urmă a ajuns și la tronsonul Bacău-Brașov, evident, încercând să inducă ideea că dacă proiectul va fi unul matur, va face obiectul finanțării pe PNRR. Indicând la un moment dat surse de finanțare, cum ar fi Programul Operațional Transportul sau Programul Operațional Infrastructură Mare. Deci, ca idee, mai avem de luptat. Nu știu, chiar dacă a insistat pe faptul că A13 reprezintă un proiect important, nu și-a asumat sub nicio formă faptul că va susține cu prioritate această autostradă, indicând în lista nominalizată de dumnealui această autostradă pe o poziție secundară. În ceea ce privește ministerul sau dezbaterea bugetului Ministerului Sănătății, după cum știm, vorbim despre un buget deficitar și despre un buget mai mic decât cel aprobat pe anul 2020. Evident că în acest context nu aveam cum să nu evidențiem faptul că trebuie recuperat prejudiciul de 3 milioane de euro generat de spitalul modular de la baza Leitea Bacău. L-am întrebat pe domnul ministru ce demersuri a efectuat până la acest moment cu privire la recuperarea acestui prejudiciu. Evident că l-am luat prin surprindere, nu știa despre acest prejudiciu, chiar la un moment dat a confundat baza de la Leitea cu baza de la Lețcan, ulterior și cu cea de la Deva, nu mai contează, aștept cu interes demersurile dumnealui cu privire la recuperarea prejudiciului de la Spitalul Modular Bacău. Evident că poate nu ajungeam la a interpela concret pe acest aspect dacă nu eram acuzați chiar de dumnealui, noi parlamentarii Partidului Social Democrat și de alți deputați și senatori ai Partidului Național Liberal, cum că noi nu am făcut nimic, noi am închis spitale, noi Partidul Social Democrat, acuzații total false. Știm foarte bine că în guvernarea anterioară a Partidului Social Democrat a fost recepționată o serie de obiective investiționale extrem de importante chiar în domeniul sănătății. Și evident că în acest context așteptăm cu interes răspunsul domnului ministru al sănătății cu privire la demersurile pe care le va efectua în privința recuperării acestui prejudiciu. În altă ordine de idei, cu privire la cele făcute publice de parlamentarii partidelor aflate la putere din circumscripția noastră, vreau doar să îi fac atenți cu privire la faptul că între momentul aprobării creditelor bugetare și execuția finală a bugetului este cale lungă, îi așteptăm la treabă.
Așteptăm să vedem, să vedem finalizate acele două investiții minore finanțate pe listele unde a fost, sau pe anexele unde a fost finanțate doar primării PNL și USR, și să vedem raportul final la sfârșitul lunii decembrie anului curent. Cam atât. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție cu privire la lucrările sau la dezbaterile din Comisia de Buget. Mulțumesc, doamna senator. Domnul deputat Daniel Floroiu, secretarul general al organizației. Bună ziua, vă spun și eu. Am două subiecte de dezvăluit și să anunț opinia publică, în special, așa cum știe toată lumea, pe zona Podul Turcului. Mi-am permis să depun un amendament la bugetul național de stat, inspirat din dezbaterea publică pe care a făcut-o domnul senator Fenechiu și domnul fost ministru al sănătății Tătaru în noiembrie la Podul Turcului, în plină campanie electorală, și mulți dintre dumneavoastră cunoașteți despre acest aspect. Împreună cu primarii din zonă, invitați fiind și primarii din zonă și personalele implicate din Direcția de Sănătate Publică, cât și directoarea Spitalului Polimed din Podul Turcului, prin care, corect, zic eu, corect, o abordare corectă, să se înființeze compartiment pentru primiri urgențe la Spitalul din Podul Turcului, astfel încât să deservească localitățile din jurul Podul Turcului. Am depus un amendament la bugetul de stat pentru înființarea acestui compartiment în valoare de un milion de lei. Amendament care a fost respins și cu votul parlamentarilor PNL de Bacău, inclusiv acelor doi reprezentanți care au făcut un mare, o mega dezbatere la Podul Turcului pe acest subiect, refuzând acest amendament, ei însuși constatând necesitatea acestui comportament de primire urgență la Podul Turcului. Ce vreți, oameni, cu mai multă ipocrizie și demagogie din partea acestor reprezentanți parlamentari, oameni politici ai județului Bacău. Au votat împotriva ceea ce au promis în luna. Deci au votat împotriva ceea ce au promis în luna noiembrie, în plină campanie electorală, făcând un eveniment de campanie electorală și mințind cetățenii din zona Podul Turcului că o să rezolve în perioada următoare această investiție la Spitalul Polimed din Podul Turcului, de a fi foarte, foarte necesară. Asta ar fi un subiect pentru opinia publică din zonă și chiar pentru opinia publică din județul Bacău să cunoască modalitatea de abordare a acestor colegi parlamentari și seriozitatea propunerilor și promisiunilor pe care le fac în campanie electorală din perspectiva obținerei încrederii cetățenilor și obținerei, așa cum e în politică, a voturilor necesare să accedă în Parlamentul României. Noi continuăm în linia domnului prim-ministru Cățu, care ați constatat că, de la care am aflat pe 30 decembrie 2020, că PNL-ul a avut două programe. Unul, un program electoral în lunile octombrie și noiembrie și altul de guvernare prezentat în Parlament la investire, în decembrie. Deci PNL-ul în trei luni a avut două abordări, una electorală și alta pe următorii ani. Al doilea subiect pe care aș dori să-l abordez este legat de PNRR și investițiile în apă, canalizare și rețelele de distribuție a gazelor. Avem la nivelul Parlamentului două ordonanțe de guvern, date de către fostul guvern Orban. Ordonanța 155 care se referă la apă și canalizare, dar care îngrădește investițiile în apă și canalizare a localităților mici, sub 2000 de gospodării, și îngrădește și din perspectiva cofinanțării, că spune că nu mai mult de 3% din valoarea proiectului. Și asta mi se pare o încredere semnificativă pentru localitățile mici.
din România, nu mă refer numai în județul Bacău, localități mici cum sunt Stânga Silvestrului, sunt peste tot în România, Munții Apuseni, Marchita, Covasna, județele Alba, chiar și Brașov. Și de asemenea, pe programul de reziliență, cu propunerea ca programul de reziliență și redresare să introducă și extinderea de gaze naturale. Mă bucur că am găsit și consensul celorlalți colegi la Comisia de Administrație, consensul din partea tuturor colegilor și am promovat aceste două amendamente. Unu, un amendament prin care în ordonanța 155 să fie trecute și investițiile în gaze naturale, așa cum am promis la începutul mandatului meu. Doi, pe ordonanța 172 să modificăm ordonanța încât să putem investi și în satele românești mici, cu populație mică și să insistăm pentru anularea acelui 3% din ordonanță și să găsim o soluție viabilă pentru cofinanțările în zonele mici rurale, de așa manieră încât să rezolvăm problema aici. Se știe că până în 2030 suntem sub presiunea Uniunii Europene și o să intrăm în înfrigiment dacă nu ajungem la o conectare de 90% pe rețelele de apă și canalizare în tot ce înseamnă România, administrația publică de România. Astea sunt subiectele pe care am dorit să le anunț publicului. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnul deputat! Când a intrat în politic, când a acceptat să candideze pe lista de senator din partea Partidului Social Democrat, doamna senator Bianca Purcărin a declarat că o face pentru a susține sănătatea județului Bacău și investițiile în sănătatea județului Bacău. Deși la început de drum în politică și angajată și pe frontul de la Spitalul Județean în secția ATI, care este la capacitate maximă de vreo 2-3 săptămâni, s-a luptat și în plenul Parlamentului reunit, la microfonul Parlamentului, pentru două proiecte importante de la Spitalul Județean de Urgență, Bacău, două amendamente pe care le-a susținut și pe care și-a imaginat că măcar colegii din Bacău le vor susține. Sigur că a stârnit și iritarea fostului prim-ministru Orban, actual președinte al Camerei Deputaților, care într-un gest total necivilizat, dacă care liberalii ne-au obișnuit, i-a tăiat microfonul doamnei Purcărin după ce a terminat motivarea pe cele două amendamente, pentru că a pomenit de spitalul gonflabil de la Letea Bacău. Spital adus în vremea guvernării liberale, dacă vă amintiți, Orban, Tătaru, Palăr și care mai erau, Miroșanu prefect. Un spital despre care probabil se va vorbi mult timp de acum încolo și pe la alte instituții ale statului. Atât de iritat a fost fostul prim-ministru Orban, încât a avut nesimțirea să taie microfonul unei senatoare de Bacău care susținea două investiții ce sunt extrem de mature, au documentații tehnice și care ar fi trebuit să beneficieze din partea actualului guvern de finanțare. Cum să interpretăm noi votul celor de la PNL și USR împotriva Spitalului Județean și a Spitalului Municipal? Asta rămâne să vă răspundeți fiecare dintre noastre. Până atunci îi dau microfonul doamnei senator să prezinte experiența din Parlament din această săptămână. Am constatat că sunt postul că parlamentarii care susțin actuala guvernare au respins în bloc aceste amendamente.
Să dau cuvântul domnului deputat Costel Dunava, președintele Comisiei Economice din Camera Deputaților, care a susținut un amendament tot ce vizează sănătatea și tot investiții în sănătate, dar de această dată în zona Oneștiului. Din punctul meu de vedere, bugetul care a trecut prin Parlament anul acesta este un buget al demagogiei, un buget al ipocriziei, un buget al muncii. Aflat la limita legalității, dacă nu chiar ilegal. Vă zic acestea strict, deoarece încă din faza de avizare, de la comisiile realizatoare, acest buget nu a fost discutat pe amendamentele depuse de către parlamentari. Toate amendamentele depuse în faza de avizare au fost respinse în un bloc, fără a fi dezbătute în Parlament. Mai mult decât atât, imaginați-vă că s-a aprobat un buget la Ministerul Economiei și la Ministerul Energiei, fără ca acestea să știe care sunt instituțiile din subordine. În această etapă, atât Ministerul Energiei, cât și Ministerul Economiei se află în fază de reorganizare. Nu există o hotărâre de guvern care să specifice clar ce instituții gestionează Ministerul Energiei și ce instituții gestionează Ministerul Economiei. Din acest punct de vedere, sunt convins că în ședința de greu permanent național de luni, conducerea partidului va analiza posibilitatea contestării la Curtea Constituțională a acestui buget. În ceea ce privesc amendamentele depuse de către parlamentarii de la Bacău, noi nu am vrut să ne batem joc de legea bugetului de stat. Am depus 6 amendamente mari și late, cu obiective concrete pentru județul de Bacău. Eu am susținut un amendament pentru Spitalul Municipal Unești. Am propus alocarea sumei de 64 de milioane de lei pentru construirea unui bloc operator plus a unei secții ATI în cadrul acelui bloc operator, pentru că trăim aceste vremuri în care sunt necesare investiții mari în sănătate pentru a ieși cu toții cu bine din această situație. Mai mult decât atât, după cum vă aduceți aminte cu toții, candidații PNL de Bacău ne-au acuzat toată campania electorală că noi PSD-ul dăm bani cu dedicație și că finanțăm investiții doar în localitățile unde avem primari PSD. Ceea ce la momentul respectiv era contrarea realității, deoarece nu există primar la județul Bacău, indiferent că e de la PNL sau în altă parte, care să nu fi primit prin PNL sume pentru investiții consistente în localitățile lor. În acest moment, ipocrizia este la maxim. Nu numai că dau la o parte primarii PSD, dar alocă direct de la bugetul de stat sume consistente pentru investiții acolo unde au ei primari și președinți de Consiliul Județean. Ca să vă imaginați cât de parte această ipocrizie, în județul Suceava, vă dau un exemplu, s-au alocat bani pentru fiecare comună PNL din județul Suceava, cu specificații clare, nu știu, pod, drum și așa mai departe. Eu sper ca luni conducerea partidului să ia o decizie pozitivă în ceea ce privește contestarea acestui buget la Curtea Constituțională. Nu zic că dacă Curtea Constituțională va da o decizie favorabilă, va avea un efect pentru anul acesta, dar va avea un efect pentru viitor, așa cum s-a întâmplat și cu decizia Curții Constituționale, prin care s-a constatat că un guvern nu poate trece un buget prin asumare, deși anul acesta, având în vedere faptul că nu s-a primit niciun amendament, ca și cum bugetul a fost asumat de acest guvern, pentru că nu cred să mai fi existat așa ceva în istoria parlamentaristului românesc. Din aceste motive, eu consider că ne aflăm în situație nemaipăcută în România și cred că și sper, am speranța că pe viitor nu se va mai întâmpla așa ceva
într-o societate democratică. Mulțumesc. O situație fără precedent, o mai subliniez și o dată, anexa 703 este un model de aloc de terorist fiscal. Alocare discreționară la diverse consilii județene și primării PNL-USR din țară. Vestea proastă pentru Bacău este că care are 93 de localități județul Bacău, țin să informez pe cei de la PNL-USR Plus. Vestea proastă este că pe această anexă 703 unde județul Suceava a primit o sumă importantă, de exemplu, și toate localitățile de acolo au primit sume importante. În județul Bacău s-au primit bani pentru două străzi lăturanice din municipiul Bacău. Asta este. Și niște reparații la turbina de la CET. Atât au putut să negocieze cei de la PNL, adică nimic, nici măcar pentru primarii lor. Și atât a putut să-l ducă mintea și atâta proiecte a avut administrația Viziteu pentru două străzi lăturanice. Nu tu stadion, nu tu tren urban, nu tu parcări plutitoare. Țin să informez pe cei de la USR și plus că mai sunt obiective finanțate de la bugetul de stat pe 2021, care vin din urmă, din 2018. De exemplu, în sănătate, modernizarea pavilionului vechi la Spitalul Județean de Urgență, au uitat de el, dar probabil că nici nu știau că este o finanțare pe CNI, pe bugetul național, încă din 2018 și evident că s-a făcut alocare multianuală, conform contractului, așa cum s-a făcut și pentru A7, A13 sau pentru centura Bacăului. Vorba unui clasic în viață, fost ales local în județul Bacău, pe era contrariu, parlamentarii, cei 7 parlamentari PNL-USR plus de Bacău, care au votat împotriva Spitalului Județean Bacău, Spitalului Municipal Bacău, Spitalului Municipal Onești, Spitalului de la Podul Turcului, împotriva rezolvării problemii de mediu de la Comănești. Din ce surse își imaginează că se vor realiza aceste investiții care sunt de ordinul milioanelor, chiar a zecilor de milioane de euro? Din ce surse își imaginează că se vor realiza? Pentru că bugetul primăriilor sau a Consiliului Județean este unul extrem de limitat. Sigur, unii ne vor indica Planul Național de Redresare și Reziliență și aici îi pregătesc intervenția doamnei deputat Cătăuță. Vom vedea ce portofoliu a trimis Primăria Bacău. Deocamdată avem doar spicuiri din el. Consiliul Județean Bacău va informa ce proiecte le vede mature și implementabile pe Planul Național de Redresare și Reziliență. Nu întâmplător și aici ca să închidem definitiv gura celor care spun că acest A13 Bacău-Onești-Brașov nu este matur pentru PNRR. Repet, în noiembrie 2022 se poate scoate la licitație execuția și sunteți realiști cu un constructor precum Umbrăiescu la centura Bacului se poate realiza această investiție, cu atât mai mult cu cât sunt convins că pandemia, având în vedere că încă nu a luat sfârșit, sunt convins că și acest PNRR va beneficia de fazări. Cu siguranță se va mai duce un an sau doi. Și cu atât mai mult să vedem dacă acest guvern, Ministerul Fondurilor Europene, va prioritiza metroul de la Cluj, care sigur este important în economia municipiului Cluj, va prioritiza metroul de la Cluj în dauna unei autostrăzi care să treacă munții, Bacău-Brașov, sau în dauna unor capete de autostradă, care au anunțat Drulă că le prinde, una de la Iași la Târgu Neamț și alta de la Târgu Mureș, tot în zona Transilvaniei, dar fără a traversa munții. Și aici îi dau microfonul doamnei deputat Cătăuță, care stă ca scaiul și de Compania Națională de Autostrăzi și de Ministerul Transporturilor și a avut un amendament pe acest PNRR și care sigur că ne-ar avantaja și pe noi pe A13. De ce? Pentru că noi intuim și anticipăm că actuala guvernare nu va lua în calcul această autostradă în portofoliul de proiecte pe PNRR, iar amendamentul doamnei Cătăuță este tocmai pentru a veni cu acest PNRR în Parlament și a ne bate la vedere obiectiv pe proiectele care sunt cu adevărat mature. Doamna deputat. Bugetul de stat este și această dezbatere privind Planul Național de Redresare și Reziliență. Au existat chiar vulpe între reprezentanții PNL și reprezentanții USR, unii afirmând că în decembrie anul trecut s-a trimis un draft de proiect. Cei de la USR spun că s-au trimis bucăți. Ideea este că a fost respins de Comisia Europeană. A fost întreg, au fost bucăți, a fost respins. De asta, planul la care se lucrează acum este absolut important să fie perfect.
pentru că dacă nu este perfect, va fi din nou respins. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că vom pierde peste cele aproape 30 de miliarde de euro la care România are șansa istorică, pe care România are șansa istorică să le acceseze. În acest sens, am depus un amendament în Comisia de Industrie și Servicii, unde sunt pentru, cu privire la dezbaterea PNRR-ului în Parlament. Pentru că eu cred că este un proiect, și noi credem că este un proiect transpartidic, indiferent de guvernul aflat tranzitoriu la guvernare în această perioadă, este un plan care durează mulți ani și toate partidele politice trebuie să contribuie, pentru că dacă toate contribuie la desenarea lui, toate vor contribui și la implementarea lui. La audierile din decembrie, când domnul Ghinea a fost în fața Comisiei de Afaceri Europene, l-am întrebat specific dacă A13 va fi sau nu inclus în PNRR și evident mi-a dat un răspuns, să spunem, ambigu. N-a spus nici da, n-a spus nici nu, dar să vă spun sincer, părea că habar n-are despre ce e vorba. A trebuit să-i spun eu de termenele limită și de faptul că este un proiect matur. În acest sens, împreună cu colegul meu, Claudiu Ilișanu, și din partea tuturor, țin să precizez, din partea tuturor parlamentarilor PSD, am depus un memoriu la CNAIR și la Ministerul Transporturilor, în atenția domnului ministru, tocmai pentru asta, pentru includerea A13 în PNRR, pentru că este un proiect matur. Cei care vor veni să vă spună că nu este un proiect matur, ascund adevărul, ca să nu spun că nu. De asta noi nu ne vom lăsa, în fiecare luni, împreună cu colegii mei, vom fi acolo pentru a ne interesa. Acolo sunt discuții la care vin și proiectanții pe autostrăzile din Moldova și vom fi în fiecare luni, la ora 1, să le cerem informații despre stadiul A13 Bacău-Brașov, pentru că dacă nu stăm cu ochii pe ei, cel mai probabil vor apărea tot felul de amânări pe care noi le dorim. Un alt lucru de care trebuie să ținem cont este că un lucru aflat de la un liberal și un USR Plus din Parlamentul European, de la Zifrid Mureșan și de la Dragoș Păsoaru, este că peste 2 ani de zile se va face o nouă evaluare a PNRR-urilor naționale. Asta înseamnă că dacă țări precum România vor performa mai puțin bine, să nu spun rău, statele care performează mai bine și care accesează fondurile pe care le au accesibile pot veni și să spună, pe dacă voi nu sunteți în stare să folosiți banii, atunci îi folosim noi. Deci trebuie să avem foarte mare atenție cu ce proiecte ne prezentăm în fața Comisiei și trebuie să fie, repet, un acord transpartidic. În lipsa unui acord transpartidic, riscăm ca funcțiunile interne să se transmită și la Bruxelles. Mulțumesc! Eu vă fac o mărturisire, sigur că nu va putea fi probată în curând. Dacă organizația PSD, dacă PSD-ul ar fi fost la guvernare în acest context, și presupun că organizația PSD Bacău ar fi avut un om în guvernul României, la nivel de ministru sau de secretar de stat, așa cum a fost în 2017 sau 2018, o eventuală neincludere în condițiile date a autostrăzii A13 Bacău-Unești-Brașov pe PNRR, în condițiile date, știind că în noiembrie 2022 e gata documentația de licitație, sau așa ar trebui să se întâmple, eu vă spun că am avea capacitatea ca organizație, așa cum știu și primarii și cum știu și parlamentarii de Bacău, am fi avut o abordare extrem de tranșantă și cu gesturi politice ultimative, dacă pot să spun așa. Asta așteptăm și de la cei 7 vașnici susținători, dar ai acestei autostrăzi, care ne-au informat ce vești bune au venit pentru județul Bacău în acest an, dar în esență n-au înțeles nici acum că noi susținem în exclusivitate a 13, nu susținem și alte desene colorate pe hârtie care se lege Moldova de Ardeal. Deci vă spun că ne așteptăm sau le sugerăm ca acum la întocmirea PNRR-ului să apeleze la gesturi politice cât mai radicale în raport cu conducerile lor de partid care astăzi sunt la guvernare. O experiență similară cu a domnului deputat Floroiu a avut-o și domnul deputat Ilișanu, care a crezut că măcar deputata de Comănești, doamna Ciofu, va vota un amendament care vizează o investiție ce tot se tărăgânează și nu se mai realizează la Comănești, dar care infestează toată Valea Trotușului. Bună ziua, vă spun și eu, da, se pare că nici pe partea de protecția mediului situația nu este bună. Eu am depus și am susținut
și la comisiile avizatoare și la plen un amendament pentru reabilitarea sistemului de apă uzată a orașului Cumănești. Am propus suma de 12 milioane de euro, aproximativ, o sumă nu inventată de mine sau de altcineva, o sumă luată din masterplanul județului Bacău pe apă uzată. Din păcate, știm cu toții, am mai anunțat și din punct de vedere și din punct de vedere al specialiștilor de mediu, este una dintre cele mai mari probleme ecologice ale județului Bacău și pe lângă faptul că sistemul de apă canalizare al orașului Cumănești varsă o parte din dejecții în râul Trotuș, cu toții știm că orașul Cumănești prin voia primarului Miron, actual președinte al organizației județene PNL, Intermar, nu face parte din ADIM, din Asociația Dezvoltare Intercomunitară Bacău, și prin amendamentul ăsta avea o șansă, în primul rând, parlamentarii de Bacău, PNL, USR Plus, avea o șansă să îmbunătățească și să-și pună la punct partea de a sistemului de apă uzată al orașului Cumănești. Vă spun că este foarte grav pentru că afectează și orașul Onești. Orașul Onești are un operator, Raja Constanța, care în următorii 2 ani, parte din investiția de apă și canal al orașului Onești, va fi o stație de îndrumut din râul Trotuș pentru alimentarea cu apă orașului Onești. Vă dați seama, faceți un exercițiu de imaginație, să bem apă potabilă în Onești, infestată cu dejecții mai sus, de-a lungul râului Trotuș, în Cumănești. Mirarea mea a fost că, pe lângă ceilalți parlamentari PNL USR Plus de Bacău, nici doamna deputat Ciocu nu a votat acest amendament. De fapt, a votat împotrivă, am verificat votul dumneiei, ea fiind deputat PNL de Bacău și locuind în Cumănești. Adică, repet, noi, cei de la masă care ne vedeți și care am fost și mandatul trecut, nu am votat niciodată împotriva unui amendament depus de oricare parlamentar, de la orice partid, pentru județul Bacău. De fapt, din punctul de vedere, cam asta v-am putut să aduc în fața opiniei publice, că nici măcar deputatul ales de Cumăniștei nu a votat pentru o investiție și pentru o problemă ecologică creată de orașul Cumănești. O eventuală aprobare a acestui amendament ar fi atras finanțarea de la bugetul de stat și rezolvarea acestei probleme care durează de mult timp și va mai dura o perioadă, pentru că suma este importantă, ați auzit, 12 milioane de euro. Investiții care la celelalte orașe și municipii din județul Bacău s-au realizat sau se realizează din fonduri europene prin Compania de Apă și Agenția de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Iată, de exemplu, pentru municipiul Bacău, decât două străzi lăturanice din bugetul național, mai interesant ar fi fost și mult mai, nu mai interesant, chiar mai sănătos pentru băcăoane ar fi fost să se aloce sume de bani, tot de ordinul milioanelor de euro, pentru închiderea și ecologizarea celulei 1, care este o bombă cu ceas, o bombă toxică pentru sănătatea tuturor băcăoanilor. Ei se bucură ca niște șoimi ai patriei pentru două străzi care beneficiază de finanțare de la statul, de la bugetul de stat, în loc să abordeze investițiile cu adevărat semnificative și care au nevoie de milioane de euro pentru a fi realizate. Repet, sănătate, mediu și chiar și infrastructură, dacă ne gândim la trenul urban. Ultima intervenție, înainte de întrebările dumneavoastră, ne cerem scuze pentru practic o oră, 50 de minute a durat această conferință de presă, dar trebuie să recunoaște și dumneavoastră că suntem partidul care ne prezentăm cu toți
liderii la vedere în conferințe de presă asumate, spre deosebire de alte partide care, de când au trecut alegeri, nici nu mai organizează conferințe de presă sau, dacă le organizează, vine un singur reprezentant. Noi v-am învățat cu o anumită periodicitate și vă promitem că ne vom ține de acest bun obicei. Vom așteptăm și acest PNRR să vedem ce depune Guvernul României și cât este alocat pentru Moldova și cât pentru județul Bacău și vom avea și acolo opiniile noastre pertinente. Ultimul cuvânt, președintele Consiliului Județean, care într-un fel sau altul este implicat în toate aceste proiecte pe care le susțin și parlamentarii de Bacău și eu în calitate de europarlamentar, domnul președinte Valentin Ivancea. Mulțumesc, domnul președinte. Bună ziua. În mod evident, nu o să repet ceea ce vorbitorii mei au subliniat. Și bine au subliniat, referitor la faptul că județul Bacău înseamnă 93 de OAT-uri. Principiile alocării bugetare presupune, în primul rând, alocare pentru dezvoltare. Dacă vrem să dezvoltăm județul Bacău, nu putem să venim peste noapte cu anexa 703, prin care să aloce doar municipiului Bacău o sumă de bani, nu extraordinară, nu ieșită din zic așa, de cheltuieli de întreținere, ci o sumă de bani care, într-adevăr, să aducă dezvoltare. Ori ce am văzut sau ce observ cu regret, faptul că se patentează o metodă, așa cum a fost și la finalul anului 2020, prin care se alocă discreționar sume de bani doar primăriilor PNL și eventual în țară USR. 900 de milioane alocate primăriilor cu destinație specială când ministrul de finanțe, actual premier, a semnat această alocare. Nu cred că putem vorbi de o dezvoltare unitară pe toate OAT-urile județului Bacău, dacă nu avem o echitate. Ori, în acest Consiliu Județean trebuie să fie un factor de echilibru, un factor de compensare a alocărilor și nu în ultimul rând, ca principiu de alocare, să avem în vedere că trebuie să aloc sume de bani pentru cofinanțare. Pentru că, totuși, guvernul dinainte a lăsat în spate 200 de proiecte în desfășurare pentru care trebuie să alocăm cofinanțare. Ori, în condițiile astea, noi nu putem vorbi de o funcționare normală a autorităților locale de la nivelul județului dacă nu reușim să echilibrăm bugetele, dacă nu reușim să asigurăm cofinanțarea. Din alt punct de vedere, față de ceea ce spunea colega mea Ana Cătăuță, și eu am fost în Comitetul Director UNCJR în dezbatere publică cu domnul ministru Ghinea. Am propus 16 proiecte pentru județul Bacău, proiecte indicative într-o valoare aproximativă de 500 milioane de euro. Și separat am susținut prin argumente și printr-un memoriu maturitatea proiectului A13. Nu vreau să repet ceea ce colega mea a spus aici, dar am plecat cu sentimentul de la această dezbatere că a fost doar ceva de bifat. O discuție prin care trebuia să se treacă prin această dezbatere și cu toate că și colegul meu de la Brașov a susținut proiectul A13, prinderea în PNRR. Vom vedea ce se va întâmpla, dacă va fi prins sau nu. Îndeplinește în mod evident toate condițiile, dar sentimentul pe care l-am avut după ce am plecat de acolo că nu a fost luat în seamă. A indicat sediul materiei la Ministerul Transporturilor. Sigur că da, acolo este la Ministerul Transporturilor, dar era o dezbatere publică de proiecte prinse în PNRR. Pe de altă parte, că vorbim de colaborare între municipiul Bacău și Consiliul Județean Bacău, să știți că Consiliul Județean Bacău a prioritizat investițiile din apă și canalizare pentru municipiul Bacău.
avem stația de manganizare pe care noi asigurăm cofinanțarea de anul trecut, se află într-un procent de 28% implementare, apoi reabilitarea conductelor la nivelul municipiului Bacău pentru reducerea pierderilor CRAB, a fost scoasă la licitații și e termen, este pe SICAP, este termen de depunere pe data de 12 aprilie. Conducta, reabilitarea conductei, înlocuirea conductei Stejaru-Bacău, 23 de kilometri, se află în faza de deliberare. Deci sunt investiții de 65 de milioane de euro prioritizate pentru municipiul Bacău. Cred că asta este cel mai important lucru care trebuie reținut. Vorbim de colaborare și de implicarea Consiliului Județean. Consiliul Județean se implică să rezolve problema apei în municipiul Bacău și în județul Bacău. Pentru că pe lângă cele 65 de milioane de euro, mai e vorba de 40 de localități, cu diferența până la 430 de milioane de euro, fără TVA vorbesc. Ca atare e un proiect ambițios, un proiect mare, în care toate forțele politice aflate în județul Bacău trebuie să-și dea mâna. Eu cam atât am vrut să vă spun și nu vreau să prelungesc această conferință de presă prin alte observații. Dacă aveți întrebări, vă aștept. Avem 60 de intervenții, la 8 oameni care au avut fiecare câte ceva de spus și nu au fost vorbe goale, au fost... S-a vorbit despre proiecte din tot județul Bacău, pentru că județul Bacău înseamnă nu numai municipiul Bacău, înseamnă și alte 92 de wateuri și înseamnă proiecte mari de infrastructură în 12 lătoranice. Sau declarații lipsite de sens, sau foarte greu de tradus, gen în județul Bacău i-a fost alocat o sumă care nu i-a mai fost alocată niciodată. Sau că ea nu i-a mai fost alocată. Deci o chestie de asta de... De tradus. Nu, județul Bacău, cred că niciodată n-a fost în acest hal de umilit la aprobarea bugetului. Ca să vorbim clar, în afară de acele alocări multianuale, pentru că trebuie să respecti contractele pentru studii la A7 și A13 și evident că trebuie să asigur finanțarea pentru ceea ce a mai rămas de făcut din centura Bacului, în afară de acestea, doar cele 12 lătoranice și turbina de la CET. Acestea sunt singurile vești pentru județul Bacău. Bun. Evident că orice leu care vine în județul Bacău nu cumpără, dar ați văzut la Comunești o problemă de mediu care afectează nu numai Comunești, ci toată Valea Frutușului. Groapa celula 1 trebuie închisă și ecologizată, că acolo oricând se pot întâmpla fenomene nedorite care afectează strict sănătatea vădăvanilor. De a 13, cred că v-am obosit de când tot predăm exclusiv pentru acest obiectiv, iar despre sănătate, întotdeauna se scrie cu litere de aur, dar unii mai și fac ceva. Când sunt la guvernare, aduc bani, aduc investiții, susțin oameni validați din domeniul sănătății, iar când suntem în opoziție, evident, venim cu solicitări decente pentru proiecte mari care au nevoie de milioane de euro și pe care bugetele locale nu le au. Locul operator al Spitalului Județean e de ordinul 10-lor de milioane de euro finanțarea. Nu poate să o asigure doar Consiliul Județean. Întrebări. Referitor la locul de proiecte de aici, la Ministerul Dezvoltării. Îi aveți adresă la... Da, și Consiliul Județean să înainteze mai departe. E un verit în circuitul ăsta. Care e implicarea Consiliului Județean? În general, aceste sume veneau așa de la Consiliul Județean primărie. Deci către primărie via acești de la Ministerul, nu? Da. E de surprins ce se întâmplă în interval de 4 luni cu același personaj politic. Vreau să intre pe domnul parlamentar cu mai multe mandate în legislativ. Am avut o dezbatere pe un proiect de buget în care s-au depus 3.466 de amendamente și au fost respinse 3.466 de amendamente. S-a mai întâmplat vreodată ca absolut niciun amendament
să nu treacă, pentru că mi se pare un spor extraordinar. Da, așa cum ați precizat, sunt al doilea mandat. În mandatul 2016-2020 am avut dezbatere pe bugetele naționale, dar n-a existat o dezbatere să nu treacă cel puțin 5-6 ani în anul. N-a existat. E premieră România și chiar discutam la Parlament cu parlamentarii liberale și le spuneam de ce nu v-ați asumat bugetul ăsta, cum vă l-ați asumat și anul trecut, că de fapt nu s-a întâmplat nimic. E un simulacru de dezbatere și doar atât. Acum s-a întâmplat în istoria parlamentară, să vă rogoresc să nu treacă niciun amendament. Asta e niciodată. Eu vorbesc de mandatele noastre. Și să știți că nu este deosebire. Noi, parlamentarii PSD, am votat amendamentele depuse de parlamentarii PNL sau OSR în anii când noi eram la guvernare. De această dată am fost și noi surprinși de această radicalizare, această ostilitate împotriva unor amendamente propuse și susținute de 6 parlamentari PSD. Întrebare pentru doamna deputată Ana Cătăuță. Stimată doamnă, ce credeți că ar trebui făcut ca proiectul autostrăzii A13, a cărei proiectare se va finaliza în noiembrie 2022, dacă nu înșel, este un proiect, zic eu, verde, traseul ocolește zonele protejate. Mai mult decât atât, va face legătura între două localități importante, iar Brașov va avea aeroport internațional cât de curând. Ce ar trebui să mai faceți, sau, nu știu, specialiști, ca să devină totuși un proiect matur? Mulțumesc pentru această întrebare. Proiectul este unul matur. Doar că reprezentanții anumitor partide politice nu vor să recunoască acest lucru. Nu e vorba. Și spuneați că face legătura între două orașe. Nu face legătura doar între două orașe, face legătura între întreaga Moldova. Bine, face parte dintr-un ansamblu. Și apoi de restul Europei, pentru că de asta este importantă această autostradă. Nu este un obiectiv, este doar un lucru pe care îl construim noi între Bacău și Brașov. Nu. Este o șansă pentru ca Moldova să se dezvolte. Cum să atragi investiții străine dacă nu ai o metodă ușoară de a le transporta către export apoi? Cum se face acest lucru? Dar eu cred că, într-un final, vor înțelege că e un proiect în care merită să investească. Și sper din tot sufletul că la anul, poate după ce va mai trece emoția asta electorală și vor trece orgoliile personale, vor da o mai mare atenție. Riscul este să pierdem o șansă istorică. În păcate, timpul ne presează și riscul este să avem acces la o sursă de finanțare foarte facilă și birocratic vorbind. Este mult mai ușor în PNRR decât în fondurile operaționale tradiționale. De asta e. Și de asta existăm atât de mult în A13. Poate este ultimul trend pe fonduri europene. Poate este ultimul trend, pentru că Uniunea Europeană finanțează din ce în ce mai puțin, sau susține din ce în ce mai puțin finanțarea autostrăzilor, se axează mai mult pe calea ferată și pe tot ceea ce este cât mai aproape de verde, iar autostrăzile, mai ales ca în Uniunea Europeană sau pe antrenare, când pe autostrăzi, deci ar trebui să statul român, dacă își dorește să traverseze Carpații, să prioritizeze acesta. 13, vă rog să rețineți că noi, dacă eram astăzi la guvernare și acest proiect nu era prins în PNRR, întreaga organizație PSD Bacu, cel puțin la nivel de conducere, avea o abordare ultimativă. Mai am o întrebare, totuși, pentru că sunt puține lămuriți. Am văzut un adevărat festival de, nu știu, de bucurie. În sfârșit, Bacău beneficiază de cea mai mare alocare bugetară, mai ales pe aniță 703, 23,5 milioane de lei. Nu s-a mai întâlnit în istoria fostului decembristă, așa cel puțin a fost prezentat acest succes. Eu v-aș întreba,
cât s-a cheltuit cu aeroportul din Bacău, ca să pot să fac o comparație între ce. Aeroportul, strada aeroportului și pistă. Da, bun. Aeroportul e investiție de peste 50 de milioane de euro. Fondurile europene e mai complicat de putea aceasta. Aș compara meritul pe, dar a oferit cineva o comparație destul de sugestivă. Domnul președinte al CJ ar putea să... Că tot este acest festival de bucurie generat de cei de la Observe Plus. Haideți să vă spună, domnul președinte, cât a cheltuit Consiliul Județean Bacău cu sănătatea anul trecut în județul Bacău. 23 de milioane pentru Spitalul Județean și alocări pentru DSP, ca să faceți o comparație, alocări pentru DSP au fost undeva de 18 milioane, doar în ultima parte a anului. Deci ca să vedeți care este diferența în această epocală sumă ajunsă în municipiul Bacău, care sigur va genera o dezvoltare fulminantă. Vă rog să interpretați pe cei de la PNR. Această sumă de pe anul 703, domnul președinte a fost extrem de sugestiv, deci Consiliul Județean Bacău a rugat să Consiliul Județean a venit această cifră, deci alocarea nu este nici de cum una fără precedent, este din acest punct de vedere nu e niciun spectaculos, dar obiectivele sunt aproape de tot râsul. Două străzi răturnice care puteau fi foarte bine finanțate din bugetul Consiliului Local Bacău, iar de la bugetul de stat, să aduci bani pentru investiții de milioane de euro importante, gen. După președinte, și o parcare de 300 și ceva de mii de lei. Adică e... Dacă și viitor, părerea mea, și viitor. La două străzi și o parcare... Dar bun, ele fac parte, sunt din registrul acesta de minciuni amestecate, minciunere amestecate cu ipocrizie de cei de la USR Plus în frunte cu domnul Viziteu, care în 3-4 ani v-a oferit aceste declarații legate de consolidarea blocurilor. Și sigur, noi v-am mai spus, suntem un partid de opoziție, vom monitoriza tot ceea ce face această administrație și la nivelul municipiului și la nivelul județului. Vom vedea dacă la Comunești se iau măsuri în conformitate cu respectarea normelor de mediu. Au reușit până la urmă să instaleze oameni la prefectură. Să vedem ce prefect și prefect. Îi informez că perioada de opoziție sălbatică și neprincipială și cu amendamente copy-paste a trecut. Sunt la momentul în care trebuie să livreze ceea ce au promis în campania electorală din toamna anului trecut, fie că au fost locale, fie că au fost parlamentare. Dacă vă amintiți, primarul Bacului chiar a avut un contract, un scadențar cu cetățenii municipiului Bacului, pe care mă îndoiesc că îl va respecta. De fapt, sunt multe termene de acolo deja depășite. Doar am făcut o trimitere către 4 martie 1977 și consolidarea blocului, pentru că cu tremurul în România, chiar astăzi ascultam pe cineva la rândul România, care toți sunt cercetători și civic, se poate întâmpla și într-o zi, două, trei, la fel de bine că se poate întâmpla și în 30 de ani. Din păcate nu se pot prezice asemenea catastrofe naturale încă. Dar e clar că avem un primar care una a spus și a fumat ca deputat și alta face ca și primar. Președinte al unui partid aflat la guvernare. Am întrebarea de dumneavoastră dacă putem mai ieși cu tine. Vă rog, cum comentați demiterea șefilor politicii acolo? Da, într-un fel vorbiți de funie în casa spânzurătorului. Nu este treaba mea să comentez această o măsură luată foarte se putea lua mai repede, o zi, două, sancționează niște deficiențe în management la nivelul inspectoratului și de poliția județului Bacău. Eu doar vă reamintesc că în noiembrie 2018 puteți verifica arhiva vremii. La o ședință a Comitetului Executiv al Partidului Social Democrat s-a discutat despre faptul că la nivelul IPJ și la nivelul ATOP nu se discută faptul că Bacău s-a aflat la momentul respectiv în ultimii 5 ani, s-a aflat pe primele 3 locuri la nivel de crime. Și toată lumea s-a dat ochii peste cap. La momentul respectiv, domnule, cum își permite PSD-ul să analizeze așa ceva, dar sunt atâția oameni, consilieri de țară, aveam președinte CJ la momentul respectiv, delegația la top, și nici nu se discuta acest subiect, dar nu se mai așa măsură. Iată că acest trist top în care Bacău figura, nu va stui eu, că mi-am gândit și delegația care am făcut atunci, care a trebuit să se facă bancă cu Băcoan, nu va stui eu. Iată că acest top în care Bacău a stat timp de 5-6 ani, n-a produs niciun fel de
de emoții la nivelul nici a topului, nici a IPJ-ului și, bineînțeles, declarațiile președintele PSD Bacău au fost trecute așa în plan secundar. Ce mai caută și ăsta în această dezbatere? Iată că la un moment s-a întâmplat o crimă care putea fi evitată. Putea fi evitată pentru că acel personaj, care astăzi spune este internat la Spitalul Județean de Urgență Bacău, am înțeles că a fost transferat, acest personaj trebuia să fie luat în evidență, scanat și IPJ-ul să știe din primele 5-10 minute cu cine este de vorbă. Sunt greșeli de management în LAMS, care sigur Ministerul a sancționat. E treaba actualului minister să ia măsuri. Vă reamintesc că județul Bacău, cu această fostă conducere de la IPJ, a fost timp de 5 ani la rând în top 3 județe la crime întâmplate. Și noi n-am avut nici atunci menajamente să scoatem acest lucru la suprafață și să vorbim despre el, chiar dacă am deranjat. Și sunt convins că am deranjat. Și o să vedeți Sarcușica și proba că am deranjat. Dar toate la timpul lor, ca să nu facem o conferință pe an cum face USR-ul. Sau trei pe lună cum face PNR-ul când e campanie. O să mai facem cât de curând o conferință de presă cu PNR-ul și o să venim și cu detalii despre ce am vrut să zic cu ceea ce am spus mai înainte. Dacă nu mai sunt întrebări, haideți, bună ziua, presă. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim frumos. Vă mulțumim.